Astăzi ne aflăm la BIFESIM 2016 și aflăm de la expozanți cu ce au venit nou în cadrul târgului. Care sunt trendurile în materie de mobilier? Trendurile în materie de mobilier? Da, e o întrebare foarte bună. Noi, în general, ne luăm trendurile, în România vorbesc acum, de la târgurile din străinătate și ce am observat în anii de când lucrăm în acest domeniu, că ceea ce se întâmplă în Olanda, sau nu, de fapt în Italia, ceea ce se întâmplă anul ăsta, se întâmplă anul viitor în Olanda și după aceea, poate peste un an sau doi, vine în România. Cu toate că din ce în ce mai mulți designeri și arhitecți sunt prezenți la târgurile din Europa și aduc trendurile mult mai repede în România. Ce pot să vă spun este că impresia mea este că trendurile nordice încep să ajungă și în România și la ce mă refer înseamnă la mult lemn natur, la combinații de materiale ecologice, asta însemnând lemn cu plastic, dar plastic reciclat, plastic, când spun plastic, înseamnă policarbonat, polietilenă, dar într-un anumit fel făcută. Ce pot să vă spun, iarăși un material care intră din ce în ce mai mult, dar asta datorită prețului care devine mult mai interesant, este corianul. Este un material compozit, sunt mai multe pe piață, care pot fi transformate și pot fi mulate în diverse forme și culori care dau, evident, un nou trend în mobilier. Cu ce se diferențiază mobilierul Horeca față de un mobilier obișnuit? Mobilierul Horeca, adică cel pentru spații publice, hoteluri, restaurante, cafenele, cluburi și așa mai departe, în primul și în primul rând trebuie să reziste mult mai mult și să fie gândit astfel încât suprafețele, finisajele să rămână într-o stare impecabilă cât mai mult timp, ținând seama că în spațiile publice traficul este mult, mult mai intens. Care sunt zonele de interes pe care le vizați dumneavoastră? Firma Trend Furniture e interesată de partea de hoteluri, de restaurante, de săli de evenimente, săli de conferință, terasele în general, iarăși sunt niște zone pe care noi le vizăm și pentru care noi avem soluții și putem oferi atât mobilier în sine, cât și partea de proiectare, amenajare și design. Ce ne puteți spune despre corian și despre certificarea acestuia? Corianul este un material care a fost inventat în 1968. Aparent, când am avut această informație, am zis nu se poate. Corianul, din punctul meu de vedere, din cunoștințele mele, pare așa un material evoluționar, nou și foarte în trend. În realitate, materialul este vechi, dar ca și compoziție, dar în ultimii câțiva ani prețul lui a reușit să fie tot mai competitiv și să poată fi folosit și în locațiile în special de tip Horeca, pentru că materialul are, în primul rând, certificări pentru zonele de sanitare, să le spunem healthcare. Este efectiv, practic microbii nu aderă la această suprafață. Asta este foarte important. Dacă vreți, ca și suprafață, este ceva de genul sticlei. Da? Și în același timp, orice suprafață pe care vrem să o facem cu corian, chiar dacă vrem să creăm, să zicem, un perete de 20 de metri pătrați, se poate realiza din corian fără să existe lufturi sau rosturi de îmbinare. De fapt, asta este și problema în tot ce înseamnă industria de healthcare. Nu, rosturile sunt problema și acolo rămân microbii. În corian nu avem așa ceva. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat. Mulțumesc foarte mult și eu pentru interviu.